Cine sunt ținutul cel însetat, izvor de apă va fi. Cei risipiți vor merge pe dânsa și nu vor rătăci. Și nu va fi acolo leu. Ascultați-mă pe mine și va fi sufletul nostru, unde voi lege veșnică, în îndură de mele cele curea către David, iată le-am făcut măturile popoarelor, botezați în nor și în mare. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma. Toată slava, cinstea și închinăciunea al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Fiule unul născut, care ești în sânul Tatălui, Dumnezeule cel adevărat, izvorul vieții și al nemuririi, lumina cea din lumină, care ai venit în lume să o luminezi pe ea, luminează sufletul nostru, Duhul Tău ce Sfânt, ne primește pe noi, care aducem ție slavă și pune mulțumire pentru lucrurile tale cel din veci mari și minunate. Dumnezeu,